Părinte, mulți sunt nervoși când se întorc acasă de la muncă. Eu recomand ca după terminarea muncii să intre în vreo biserică, să aprindă o lumânare și să stea înăuntru 10-15 minute sau să stea în vreun parc și să citească un capitol din Evanghelie pentru a se liniști puțin și după aceea să meargă la casele lor liniștiți și zâmbitori, iar nu puși pe ceartă. Să nu aducă acasă problemele pe care le întâmpină la servici, ci să le lase în afara ușii casei lor. Părinte, unii dintre ei sunt oarecum îndreptățiți pentru că răspunderea pe care o au la servici îi umple de stres. Se umplu de stres pentru că nu-L pun și pe Dumnezeu în treburile lor. Leneșul care spune, ei, va avea grijă Dumnezeu, este mai bun decât aceștia. Eu prefer ca cineva să fie un simplu muncitor, să-și facă munca sa corect și cu mărime de suflet, dar să-și simplifice viața și să limiteze la cele absolut necesare pentru a-și avea mintea liniștită, decât să fie patron și să fie mereu, ah și vai, pentru că unul ca acesta mai tot timpul este dator. Apoi este ispitit de mândrie și spune, voi lua atâția bani împrumut, le voi prezenta proiectele mele și astfel mă voi aranja mai bine. Dar în cele din urmă nu-i reușesc planurile și dă faliment, după care urmează sechestrul, licitația, etc. Iar multora dintre aceștia nu le lucrează mintea și de aceea se usteresc în zadar, iar profit nu scot. Și neputând face față la cheltuieli, îi cuprinde stresul. Cineva vrea să învețe de pildă o meserie, dar nu ia aminte, ani de zile bate drumurile fără să facă vreo pricopseală, iar aceasta se întâmplă pentru că nu își pune mintea la lucru. De aceea trebuie să vadă ce anume mai trebuie să adauge la munca sa. Iată, atunci când lucram în lume ca tâmplar, am văzut că pentru mobila pe care o făceam îmi trebuia și un strung. Oare trebuia să fi mers la altcineva ca să-mi facă ceea ce aveam nevoie? Nu, ci mi-am cumpărat un strung și am învățat să lucrez cu el. Apoi am văzut că era nevoie să fac și scări în spirală. Am stat și mi-am amintit și de geometrie și de aritmetică și am învățat să le fac. Dacă nu vei pune mintea să lucreze, te vei chinui. Adică vreau să accentuez faptul că mintea trebuie pusă neapărat să lucreze, pentru că în munca pe care o face cineva apar o mulțime de situații. Numai astfel poate ajunge cineva un meșter bun, după care va ști singur ce să facă și va progresa. În aceasta constă secretul reușitei, ca mintea să găsească soluții în toate împrejurările. Altfel, mintea omului va rămâne nedezvoltată și astfel va pierde timpul.